Habar n-am pe unde o să mă duc astăzi. Mai mult am ieșit așa, că n-am mai postat de ceva vreme și ar cam fi cazul să mai postez și eu ceva. Îi undeva la ora 7, abia ce s-o mai lăsa căldura, cu toate că și acum sunt 32 de grade. Și nici nu știu pe unde să mă duc. Dar cred că o să mă duc la urcarea aia unde a fost acum ceva vreme și unde i-am dat de vreo 20-30 de ori ca să urc. Sunt curios dacă o duc acum din prima sau cel puțin din primele 3 încercări. Se pare mie sau îmi joacă roata pe spate, ori am pană. Pe asfalt simțeam mai tare. Și pană nu-i. Și nici joc nu are prea mare. Ba, se simte un pic de joc la rulmenți. Ori din cauza cauciucului, că l-am tăiat într-un loc. Să nu fie din cauza aia sau habar n-am. Așa la viteză nu se simte deloc. Dar pe asfalt se simte destul de bine, ca și cum ar juca roata. Chiar dacă o ploua destul de mult în weekend, e destul de uscat în pădure. Și posibil să fie mai ușor acum pe urcarea aia. Atunci când am fost eu, opa! Atunci când am fost eu, era destul de ud. Și în curba aia pierdeam foarte mult. Se vedem acum. În zona asta veneam eu la cules de ciuperci. Sunt curios dacă a apărut ceva. Uite că sunt doi aici, doar că-s de-aștia albi, iuțari, se zice în zona noastră. Hopa, am uitat numărul. Ăsta n-are ce să caute aici în pădure. Am pus ghiozdanul numai pentru el. Am mai pățit de multe ori să-l pierd și pe aici sigur nu o să-l mai găsesc. Nu-mi zic că nu încape. N-are cum. Sunt curios dacă o să găsesc ceva hribi. Sau pitoance, cum li se zice în zona noastră. Cred că o să trebuiască să urc înapoi, că încolo o să ajung la ceva cabană și îngrădit pe acolo. Doar că pe aici pe undeva ar fi trebuit să fie o botecă. Uite, acolo se vede cabana. Cred că am venit prea mult în stânga și o să trebuiască să mă întorc și să cobor pe acolo, pe undeva. Că aici în față mi-a dat drumul și sunt cabane sau unde nu este cabana, e îngrădit. Și nu am cum să cobor. Sau găsim noi o variantă. O să văd prima oară dacă mai pot coborâ de aici.
Nu prea. Și destul de nașpa că e foarte multă vegetație. Așa că cel mai bine o să întorc. Nu cred că m-am urcat pe motor de 10 minute maxim. Deja picioarele mi-s transpirate. Nu mă lăsa! Bine, bă! Încolo nu prea. Nu, înapoi de unde am venit. Uite poteca că se vede. Uite-am pe acolo, prin dreapta. Cred că era mai ok un pic. Atât. Cred că după ieșirea asta o să mă duc la Criș, așa, direct în echipament mă arunc. Măcar să spală și el. Că cizmele nu le-am spălat de vreo lună. Aproape că am ajuns și la urcare. Nu știu ce să fac, să las presiune sau să nu las. Ultima oară când am ieșit cu motorul, m-a dat un pic prin oraș și am băgat o atmosferă în el. Pentru pădure e cam mult. Adică pentru drumuri de genul e ok, dar la urcare nu știu dacă o să fac eu mare lucru cu atmosferă. Dar cred că o să încerc prima oară așa. Și în cazul în care nu pot urca, o să mai las un pic. Aici era. Parcă am zis mai înainte că din maxim 3 încercări. Dar eu aș cam vrea din prima. Hai să vedem. Foarte rău am venit. Eram sigur. Bun. Prima încercare eșuată. E mult mai rău decât data trecută. O plouat și au ieșit toate pietrele afară. Guma mi s-a uzat și ea. Și e destul de greu. Opa! Aici e nașpa, că dacă n-apuc să iau bine printre pietrele alea, pierd destul de mult de maraj. Cât pierd aici, nu mai zic. Mai ales că unde e poteca asta, e destul de umed. Se vedem, runda a doua. Puh. N-am ochelarii, deci nu asta e problema. Atât. Și nu o vrut nici de data asta. Huh. Deci singura variantă, să mai las un pic de presiune și să văd atunci. Dacă nici așa nu merge, eu am plecat de aici.
La ce cald e afară, de mai stau jumătate de oră aici să mă chinui pe urcarea asta, o să mă topesc. Stai, mă, unde mi-ai? Aici l-am tăiat. Habar n-am unde, cred că la concurs. Și oare din cauza asta simt eu că mă duce stânga-dreaptă câteodată. Habar n-am. Am și joc la rulmenți. Dar nu-i foarte mare. Am avut alte motoare mult mai mare joc și... nu se simțea chiar așa de tare. Momentul adevărului. Ultima încercare. Atât. Așa da. Altă viață. Se simte enorm de mult diferența de presiune. Deci acum am dat exact la fel cum i-am dat și la încercarea anterioară. Deci l-am prins la fel de bine de jos. Dar că diferența de presiune se simte enorm. Încă n-am apucat să fac ieșirea aia de 48 de ore pe munte. De fapt 36, nu 48. Dar pe acolo. Undeva la 40 zic eu că o să fie. Urmează să intru în concediu peste 2 săptămâni și în prima săptămână o să fiu plecat. În a doua săptămână o să fac și ieșirea aia. Doar că înainte aș vrea să mă duc un pic la pescuit, la coada lacului Drăgan. Să știu sigur dacă are rost să pun undița cu mine sau nu. Dar normal ar trebui să fie păstrăv. Dar pentru siguranța mea aș cam vrea să încerc înainte, să fiu sigur. Sau măcar să știu dacă să-mi pun un minim de mâncare sau ceva mai mult. Doar că și aici spresa destul de tare, că loc în ghiozdan o să am foarte mult. Plus că m-am răzgândit, vreau să fac traseul ceva mai lung și atunci îți nevoie să pun cu mine benzină. Dacă pun benzină, nu o să mai am foarte mult loc pentru mâncare. Și posibil pe weekendul viitor să fac ieșirea asta cu pescuitul la coada lacului Drăgan. Și să văd acum mă încadrez, că am destul de multe planuri. Sâmbătă e ziua mea, duminică mă duc la un prieten la campionatul de fotbal. Deci nu știu. Să prind cortul pe motor. Mi-am luat un cort de la Decathlon. Nu e unul foarte mare. Și m-am gândit să-l prind pe aripa din față. Doar că mi-e frică de la trepidații să nu se rupă aripa. Apar n-am cum o să le pun toate, dar găsesc eu o variantă. Direct la Criș și o baie de aia bună.
că mi-e un cal de mor. Dar fără echipament, eu cu motorul nu mă mai duc. Pentru prima dată anul ăsta, când am ieșit cu motorul fără echipament, am ieșit așa la o plimbare până pe deal și înapoi acasă. Și fix atunci s-a întâmplat nenorocirea. Odată ieși eu fără echipament și fix atunci cad. Dar nu orice căzătură, ci o căzătură de-aia vai șamar. Aveam niște pantaloni de training destul de subțiri pe mine și tricou. Tot ce am făcut o fost să ies până aici în vârful ăsta, unde o să ajung acum. Mergeam pe drumul forestier, nu știu dacă am avut 20 la oră, maxim. Și undeva în dreapta se vedea o turmă de oi. Turma era fix pe drumul pe care trebuia să ajung eu. Și mă uitam așa încolo pe unde aș putea să le ocolesc, să nu mă duc acolo, pentru că era o turmă destul de mare și toată turma era pe drum. Plus că mai erau și câinii și n-aveam chef absolut deloc să fiu fugărit pe acolo, mai ales că n-aveam nici cizmele. Și după aia mă uit în față, accelerez, vreau să plec un pic mai tare, că mai nu stăteam în loc. Într-o fracțiune de secundă s-a învârtit motorul sub mine ca titirezul. Eu direct de pământ, pe burtă. M-am lovit destul de tare, pentru că după aia m-a mai tras și motorul după el un pic. După aia mă uit în spate să văd în ce-am dat. Și era o bucată destul de mare de stâncă, ieșită din pământ. Doar că am prins-o numai cu spatele și eu zic că am trecut cu fața pe lângă ea. Și după aia când m-am uitat în față și i-am dat, am prins cu spatele și am dat fix în ea și m-am învârtit. Asta e singura variantă. Au! Și acum mi-a plosnit una o piatră, că până cizmă mă dor degetele. Aici e locul ideal. Cel mai bine să mă întorc eu motorul prima dată. Și cam atât cred că a fost și cu axul de la schimbător. Deja pedala se învârte pe ax. Ori pedala gata, ori axul. Dar cel mai probabil pedala. Nici axul nu a fost unul foarte strălucit, dar bănuiesc că nu se tocește el așa ușor. Oricum am altul de rezervă, așa că nu e o problemă. Iar pedala, din păcate, am vândut-o, că na. Să dau și dezdanul jos. Cine mai are chef să se dezbrace acum? Uai, dar bine-i! Deci, e aproape ca la ștrand de cald. Pot să mă bag din prima fără probleme. Numai că nu vreau să intru cu capul să îmi mut aici adaptoarele și microfonul, că nu vreau să rămân fără. Cred că o oră o să stau pe aici, că e destul de bun grișul. O să ajung acasă, o să-mi desfac pedala, să văd dacă e pedala sau axul. Dar cel mai probabil e pedala și bine că am făcut ieșirea asta. Că de mă puneam să mă duc pe munte, cum am vrut weekendul trecut, doar că n-am mers, că a plouat. Eram rezolvat.